Galaten, capitolul 5, începând de la versetul 16 până la sfârșitul capitolului, versetul 26. E foarte important să citim întreg acest pasaj, pentru că el ne vorbește despre această luptă care este în fiecare dintre noi, între firea pământească și Duhul lui Dumnezeu. Zic, dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, înclinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Iisus, al lui Hristos Iisus, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Să ocupăm locurile. Cred că este foarte potrivit să citim de fiecare dată tot pasajul acesta, pentru că înțelegem din context că roada Duhului este dimpotrivă, este pe partea cealaltă, partea opusă a faptelor firii pământești, care caracterizează de fapt pe toți oamenii care nu-L cunosc pe Domnul. În seara aceasta vom discuta despre îndelunga răbdare. Este virtutea, aș putea spune, una dintre virtuțile cele mai rari în acest secol a vitezei. Nu-i așa? Nu mai avem răbdare. Vrem imediat, vrem instant, vrem microwave, vrem fast food, vrem coadă scurtă, vrem expres, fără stopuri. Vrem să obținem totul în cel mai scurt timp. Și cred că profită de faptul acesta comerțul american, nu, economia americană profită de lucrul ăsta, pentru că ne spune: de ce să aștepți tu până când o să ai bani? Îți dăm noi și bani și lucrul respectiv, că știm noi cum să te robim. Vă aduceți aminte de România? Nu cumpăram decât atunci când aveam bani, nu-i așa? Nu cumpăram decât atunci când aveam bani. Strângeam uneori, ne-am adus aminte cu Rodica, strângeam luni de zile bani să ne putem cumpăra o pereche de pantofi. Sau ce, dacă trebuia un palton, trebuia mai multe luni de zile să adun bani. Dar am venit în America și dintr-o dată puteai să-ți cumperi mașină rapid. Asta a fost una dintre fascinațiile mele în America. Am stat ani buni până mi-am cumpărat o rablă de mașină, nu? Unii stăteau câte 10 ani cu banii puși la bancă, nu? Ziceau ei la cec, nu? Ce fel de cec era ăsta? Că ținea banii până când se adunau suficient de mulți, nu? Și atunci te chemau băieții să-ți duci mașina de la Pitești. Astăzi e extraordinar. Te duci la un dealer și vii cu mașină în câteva ore acasă, nu e așa? Profită de noi, de lipsa noastră de răbdare, comerțul american. Se spune că la un mall un vânzător a văzut un băiețel care se uita la mânerul ăla de la scara rulantă,
care se învârtea mereu. S-a dus la el și i-a spus, te-ai pierdut de mămica băiețaș. Nu, a spus băiatul. Atunci, zice, aștept ca guma mea de mestecat să vină înapoi. Nu? Găsiți acesta ceva să aștepte. E un compozitor, Joseph Haydn, care a scris o piesă muzicală în care flautul intră numai după măsura 75. Apoi cântă o singură notă, după care nu mai cântă deloc până la capăt. Un flautist din Orchestra Simfonică din Boston a spus, când Haydn a scris această piesă, s-a gândit desigur la un flautist cu foarte multă răbdare, cu îndelungă răbdare, un flautist cu îndelungă răbdare. Să stai acolo și tot să aștepți, să aștepți, să urmărești partitura până când zici și tu o notă și pe urmă te pui pe scaun, teribil. Dar haideți să încercăm să definim termenul ăsta îndelungă răbdare. În limba greacă este un cuvânt foarte interesant, macrotumia, care spune că exprimă ideea capacității individului de a îndura, de a răbda, capacitatea de a răbda. Interesant că în limba română acest macrotumia a fost tradus în câteva biblii românești foarte diferit. De exemplu, este Biblia de la 1688, este primul testament în limba română. Biblia de la Alba Iulia se mai și spune, zice, răbdarea mâniei. Răbdarea, să rabzi mânia, să nu-i dai drumul să se exercite. Îndelungarea mâniei. E adevărat că, pormă, Biblia de la Iași, pormă, au preluat-o și Cornilescu, este îndelunga răbdare, răbdarea îndelungă. Un teolog care a publicat un adevărat comentariu la toate cuvintele importante din Biblie, și dacă găsiți un asemenea comentariu, cumpărați-l și folosiți-l, pentru că este o adevărată comoară, este William Barclay. Și William Barclay spune că macrotumia exprimă acea atitudine față de oameni prin care cei care o posede nu își pierd niciodată răbdarea față de alții. Oricât de nerezonabil ar fi ei, care nu își pierd niciodată speranța pentru ei, oricât ar fi ei de neatrăgători și de refractari la învățătură. Cuvântul, zice el, exprimă atitudinea față de evenimente care nu admit niciodată înfrângerea, cu o atitudine care nu își pierde niciodată speranța și credința, oricât de întunecată ar fi situația, oricât de nepătrunse ar fi evenimentele și oricât de dureroase ar fi disciplinarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă îndelunga răbdare, stai pe poziție și rabzi. În Noul Testament, cuvântul acesta este folosit în trei domenii, în trei sfere. Unde este nevoie, practic, de îndelungă răbdare? În primul rând, față de evenimente. Se întâmplă în viața noastră evenimente neplăcute. Fiecare le-am avut, le avem și le vom avea. Asta e partea, vestea proastă, că nu o să scăpăm de ele. Un eveniment neplăcut a venit peste familia Cook acum și suntem alături de voi, vă înțelegem și ne rugăm ca Dumnezeu să vă mângâie. Nu ne dorim asemenea evenimente, dar ele vin. Ele fac parte din pachetul ăsta care se cheamă viață. Viața asta este ca un sandwich. Nu tot ce pune bucătarul în el ne place, ok? Dar face parte din acest pachet. Și vin evenimente peste viața noastră și îndelunga răbdare, dacă ai îndelungă răbdare, ai un spirit care nu recunoaște și nu admite înfrângere, nu te dai bătut în situația aceea. Vom birui, ne vom ridica de aici. Parcă despre cel mai mare inventator american se spune că i-a luat foc atelierul lui. Ajutați-mă.
Edison, ia, a luat foc atelierul, tot, toată munca lui de o viață, a strigat pe fiul său, du-o repede pe maică-ta, că așa foc mare n-o văzut în viața ei. Nu numai atât, dar a spus după aia, zice, binecuvântarea este că mi-au ars toate greșelile. Acum putem începe de la capăt ceva nou, nu? Mi-au ars toate greșelile care le-am făcut. Aceștia sunt oamenii care în evenimente neplăcute în viață au îndelungă răbdare. Nu se dau bătuți în evenimentele neplăcute care vin. Pe urmă, există răbdarea cu oamenii. Spiritul care nu își pierde speranța pentru oameni și care nu se transformă niciodată în amărăciune. E o calitate extraordinară, pentru că, hai să fim serioși, necazurile cele mai multe în viață ne-au făcut oamenii, nu animalele. Am citit astăzi, se pare că Einstein a spus că oamenii au făcut bombe atomice. Dar nu se cunoaște niciun șoarece să fie inventat o capcană de șoareci. Okay? Niciun animal n-a creat ceva periculos pentru un alt animal. Dar noi ne-am făcut bombe unii pentru alții, nu-i așa? Și cu oamenii e nevoie de îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare. Unii dintre dumneavoastră știți, aveți copii, aveți rude, aveți prieteni, nu? Am trecut prin experiența asta cu toții. Dar în același timp, în Noul Testament este folosit și pentru a descrie caracterul lui Dumnezeu. O să fiți surprinși, un autoportret al lui Dumnezeu atunci când El se prezintă lui Moise, de exemplu. Ce spune Domnul? Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, deci are îndelungă răbdare, plin de bunătate și de credincioșie. Exodul 34:6. Așa se prezintă Dumnezeu pe sine. Dumnezeu are o îndelungă răbdare cu noi. Slăvit să fie Domnul pentru asta, nu-i așa? Fiecare dintre noi ne bucurăm că Domnul are îndelungă răbdare cu noi. Că dacă nu, n-am fi aici în seara asta. În Neemia, capitolul 9, versetul 17, ni se spune: Tu ești un Dumnezeu, spunea Neemia, gata să ierți, îndurător, milostiv, încet la mânie și bogat în bunătate. Asta este speranța noastră a păcătoșilor, nu? Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Nu-și pierde răbdarea cu noi. Dar în același timp este și avertizarea păcătosului, nu? Că s-ar putea răbdarea să ajungă la capăt și atunci îi bai. Tata mă atenționa de foarte multe ori că se va termina răbdarea lui și îmi spunea că se încarcă căruța mea, carul tău se încarcă, zice, și într-o zi se rupe oiștea și atunci îi bai. Și asta se întâmplă și cu Dumnezeu. Răbdarea lui Dumnezeu ajunge la capăt. Există un verset care spune: nu este suficient că voi puneți la încercare răbdarea oamenilor, dar vreți să puneți la încercare și răbdarea lui Dumnezeu? Vrea să-L provocați pe Dumnezeu să-și termine răbdarea? Îi va ieși amar de voi atunci. Când avem răbdare, înseamnă a fi încet la mânie. Practic, am putea să spunem că îndelunga răbdare înseamnă a fi încet la mânie, să nu ne mâniem imediat și să nu ne exprimăm mânia. Omul cu îndelungă răbdare știe cum să-și stăpânească mânia, să fie încet și să-și domolească mânia. Caracteristica aceasta a roadei Duhului este de la Dumnezeu. Știți că mânia în sine nu este păcat? Este păcat când îi dăm drumul, când ne o manifestăm. Mânia este mecanismul pus de Dumnezeu în noi pentru a rezolva crizele ca o reacție naturală la ce este rău, la păcat, la nedreptate, pentru reformă, pentru îndreptarea lucrurilor.
Când vedem o nelegiuire, când vedem o nedreptate, există o mânie sfântă care ne pune la lucru să îndreptăm lucrul acela strâmb. Știți că Dumnezeu este mânios împotriva păcatului și a nelegiuirii? Este mânios împotriva păcatului și a nelegiuirii. Păcatul este reacția noastră necontrolată la mânie. Atunci păcătuim, când scăpăm mânia de sub control, când ne-o manifestăm împotriva altora. Atunci când vine mânia, trebuie să ne exersăm îndelunga răbdare. A vorbi despre îndelunga răbdare, trebuie să vorbim despre modul de a ne stăpâni mânia. Cum să ne stăpânim mânia? O să iau mai mult timp acum și o să discutăm 7 soluții foarte practice cum să stăpânești mânia și să nu-i dai drumul. Dacă suntem sinceri, majoritatea dintre noi avem câteva regrete în viață și unele din regretele acestea vin din faptul că ne-am dat drumul la mânie. Am scăpat de sub control. Ne-am purtat cum nu trebuie. Am spus cuvinte care nu trebuiau spuse. Uneori am fost violenți și chiar am bătut pe cineva, nu? Eu țin minte că înainte ca să mă întorc la Domnul, locuiam la un cămin studențesc în Timișoara, eu care am locuit-o singur cu tata, numai noi doi, într-o casă, liniște totală, am nimerit într-un cămin din ăla de studenți în primul an, un infern. Unul cânta, unul se îmbăta, toți mă enervau, mă supărau, dar cel mai rău mă supărau unii care aveau niște sandale din alea de lemn și mergeau pe coridor, saboți din alea de lemn, mergeau cu saboții pe coridor noaptea pe la 1-2 când trebuia să dormim. Țin minte că l-am bătut pe unul într-o noapte, dar asta am fost înainte să mă pocăiesc. Așa. A fost unul dintre motivele pentru care a trebuit să mă pocăiesc. Dar e teribil, oamenii te calcă pe nervi. Și cei mai mulți dintre noi nu știm ce să facem cu mânia când vine peste noi. Haideți să vedem, deci, 7 soluții de a stăpâni mânia. Soluția numărul 1, hotărăște să stăpânești mânia. Hotărăște de la bun început, domnule, indiferent ce se întâmplă, am să fiu eu în control și am să stăpânesc mânia aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 16:32 spune așa: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Deci stăpânirea de sine, mai ales atunci când ești provocat, când ești la mânie. Știți că mânia se poate și trebuie să fie stăpânită? Mânia pentru cauze corecte, stăpânită și folosită corect, devine un atribut deosebit al omului lui Dumnezeu. Putem îndrepta asemenea lucruri. Foarte mulți oameni spun că nu pot să stăpânească mânia. Eu sunt un vulcan, când treci, vine mânia, e fals, e o pretenție falsă. Poți să stăpânești mânia. Poți să stăpânești dacă vrei. Dar probabil te-ai obișnuit de-a lungul anilor să-i dai drumul, nu? Să ți-o manifesti și ai făcut victime foarte multe în jurul tău. Hai să zicem că te supără copiii foarte rău, nu? Țipi, ameninți, arăți cu degetul, fluturi pumnii, cauți sucitoarea, lingura de lemn, eu știu, așa? Știți despre ce vorbesc, nu? Deodată sună telefonul, în timp ce ești foarte agitat sau agitată, gata de luptă, nu? Tot armamentul este pregătit, nu? Te oprești din urlete și cu o voce mieroasă răspunzi: alo? Copiii ar vrea să fie la capătul firului, nu? Dar ești o altă persoană, deodată ești o altă persoană. Pun o întrebare, dacă copiii vecinului ți-ar face exact același lucru ce ți-au făcut pruncii tăi,
Ai procedat la fel? Nu, sigur că nu, că doar nu o să te pui rău cu vecine, nu-i așa? Ai văzut că au spart vaza aia, nu? Da, e o vază. Și ce dacă? Chiar dacă ai în familie de vreo 200 de ani, nu? Vaza aia și chinezească. S-o spart. Cineva s-a dus la pastor și i-a spus, frate pastor, nu-mi pot controla mânia, am o problemă cu ea. Probabil aceasta este crucea mea pe care trebuie să o port. Acesta i-a răspuns, nu frate, aceasta este crucea, nu este crucea pe care s-o porți, este crucea pe care soția ta o poartă. Acesta este păcatul tău, crucea este a ei, ea se chinuie cu tine. Tu trebuie să faci ceva despre mânia asta la care supui soția. Sfatul numărul 2. Evaluează costul. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 29:22 spune: un om mânios stârnește certuri și un înfuriat face multe păcate. Multe păcate. Biblia este foarte specifică cu pagubele pe care le poate face omul la mânie necontrolată. În primul rând, stârnește scandaluri, certuri. Un om iute la mânie stârnește certuri, spune cuvântul Domnului. Proverbe 15:18. Face multe prostii, acțiune cugetate, greșeli. Cine se aprinde iute face multe prostii. Psalmul 14:28. Distruge relațiile de familie, Psalmul 11:29. Cel ce chinuiește casa sa, vânt va moșteni. Este Biblia de Iași din 1874. Nebunul care își provoacă familia la mânie și resentimente, nu îi va mai rămânea nimic de valoare în final, spune Biblia, care tradusă pe înțelesul tuturor. În final nu mai rămâi cu nimic. Știți că mânia este cauza depresiei și a resentimentelor. Mulți dintre noi suntem în depresie, avem resentimente față de cei din jurul nostru, datorită faptului că am scăpat mânia de sub control. Unul dintre oamenii mari a Americii a scris foarte multe cărți despre cum să ne purtăm în societate, în business, peste tot, Zig Ziglar. Într-un studiu despre deținuții din Florida, i-a studiat din pușcările din Florida și a constatat că 100% erau mânioși pe tații lor. Toți pușcăriași erau furioși pe tații lor. El a spus cuvintele astea foarte interesante. Zice, ca părinți, ne mâniem adesea pe copiii noștri. Când suntem mânioși, aceștia se corectează imediat. Aceasta ne face să ne mâniem tot mai repede, pentru ca să obținem rezultate rapide. Putem avea rezultate imediate, dar pe durată lungă, obținem resentimente. Copiii noștri ne urăsc, nu mai vor să audă de noi și trăiesc cu resentimente pentru că ne-am purtat mânioși cu ei. Sfatul numărul 3. Reflectează înainte ca să reacționezi. Gândește profund înainte ca să acționezi. În Proverbe 29:11, cuvântul lui Dumnezeu spune, nebunul își arată toată patima, dar înțeleptul o stăpânește. Practic spune, când se mânie prostul, să te ferească Domnul. E bai cu ăsta, își arată toată patima. Dar înțeleptul o stăpânește. Amânarea este un instrument extraordinar de stăpânire a mâniei. Amână cât poți mai mult rezolvarea conflictului în care te găsești. Unii zic, nu vorbim de săptămâni, luni sau ani despre lucrul ăsta, sau nu mai vorbim împreună, nici asta nu este bine, pentru că timpul nu rezolvă lucrurile. Dar nu acționa imediat. O amânare amână ca să-ți revii,
o jumătate de oră, nu? Sau cum este sfatul, numără până la 10, până la 100, până la 1000 dacă trebuie, nu? Și pe urmă spune ce ai de spus. Nu te grăbi. Ai nevoie să analizezi ceea ce ți s-a întâmplat. Ai nevoie să-ți analizezi sentimentele, reacțiile. Mânia este rezultatul rănirii, frustrării, a fricii. Nu? Ai nevoie de timp. Amână rezolvarea. Nu acum imediat. Acum te-a enervat. Un sfat pentru părinți este să nu îți pedepsești copiii la mânie când ești nervos. Pentru mine a fost foarte greu asta, că nu puteam să-i bat când eram liniștit. Nu? Trebuia să fiu nervos că să le trag o bătaie bună. Dar zice sfatul ăsta, pedepsește-i când nu ești nervos, când nu ești supărat. Atunci ai pedepsi, că atunci ai pedepsești cum trebuie. Cineva a spus vorbele astea, zice... Sunt așa de mânios pe tata că i-am scris o scrisoare să mă țină minte toată viața. Pune-mi-o la poștă, l-a rugat pe un prieten al său. Acesta a pus-o în buzunar și n-a pus-o la poștă, pentru că bănuia el că nu e ceva în regulă. A doua zi s-au întâlnit din nou. Zice, îmi pare așa de rău că am scris scrisoarea aceea ieri. Aș da $100 celui ce mi-ar putea aduce înapoi. A doua zi nu mai gândești la fel. A doua zi îți pare rău ceea ce ai scris, ceea ce ai făcut. Țin minte că a plecat odată cineva în altă țară și mi-a scris o scrisoare de acolo. O scrisoare de care ori de câte ori ne întâlnim, îmi dau seama din ochiul lui că îi pare rău că mi-a scris-o. Nici el n-a uitat-o, dar nici eu n-am uitat-o, pentru că scrisoarea lui cu asta a început, că ești un prost de mare clasă, cu asta mea, la primul salut. Nu te grăbi să scrii asemenea lucruri, nu te grăbi să rănești, nu te grăbi să faci aceste lucruri. Sfatul numărul 4. Cred că am luat-o invers. Sfatul numărul 4, eliberează-ți presiunea mâniei în mod corect. Te poți elibera de presiunea mâniei corect sau incorrect. În Efeseni, capitolul 4, versetul 26, Apostolul Pavel spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Psihologii ne spun că avem înăuntru nostru o găleată de mânie pe care trebuie să o vărsăm undeva afară, nu? Cert este că nu avem o găleată, avem o fabrică de mânie în noi și nu e numai o găleată. Asta fabrică, mânia e un izvor nesecat care poate fi foarte periculos. Cum să răspundem mâniei în mod corect? Câteva sfaturi foarte practice. Nu nega mânia. Nu sunt supărat, nu-s nervos. Tu ești roșu ca racu, dar nu recunoști că ești. Recunoaște adevărul. Adevărul te va face slobod. Recunoaște starea că ești nervos, ești mânios. Nu încerca să înneci în tine însuți mânia aceea. Asta se cheamă implozie. Vei face o explozie pe interior și vor ceda organele tale interne. Este cauza numărul unu a depresiei, implozia asta. Dom'le, te calcă pe nervi, te jignește și tu trebuie să zâmbești și să spui yes, sir. Nu? Mergi acasă și deja ai probleme a doua zi cu ficatul, cu stomacul, cu cine știe ce, pentru că ai înecat în tine mânia aceea și ai ținut-o înăuntrul tău. Dacă nu-i voie să faci, să nu faci implozie, nu-i bine să faci nici explozie, nu? Nu exprima prin explozie.
este greșeala omului iute la mânie. O sărit în aer, vai și amar ce se întâmplă în jur și ce auzi și s-ar putea să te alegi cu o bătaie. Sfatul numărul 4, mărturisește cuiva starea în care ești. Ventilează-ți mânia înaintea Domnului, varsă-ți inima. Sunt versete în Biblie care spune să-ți verși inima înaintea Domnului. Ar fi foarte bine să te duci înaintea Domnului și spui, Doamne, sunt așa de nervos, sunt așa de supărat și să spui Domnului lucrul ăsta și să-ți verși inima înaintea Domnului. Sau ventilează-o înaintea unui om al lui Dumnezeu care te poate ajuta, te poate înțelege, îți poate da un sfat bun. Caută pe cineva care poate să te ajute în situația aceea în care ești. Nu-ți ventila mânia pe obiecte, nu? Ați auzit cei care joacă golf, zice să scrii numele prietenului pe care ești supărat pe mingea aia de golf și să-i tragi una de nu se vede, nu? Sau sunt unii care învață pe copii să bată perna în locul lui prietenul de peste drum sau cine știe ce alte obiecte, nu? Nu folosește la nimic chestia asta că descarci mânia pe obiecte. Sau uneori poți să descarci mânia pe animale. Țăranul român, când era supărat, vai și amar de cal, săracul, ce suferea calul, îl bătea pe cal. Sfatul numărul 5, schimbă-ți modul de gândire. În Romani 12:2, versetul ăsta îl știm așa de bine și totuși uităm să-l aplicăm în viața noastră, zice, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, deci să nu fiți ca toți oamenii din jur, ci să vă prefaceți, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Știți că modul nostru de gândire determină modul în care noi ne simțim, modul în care simțim. Modul în care simțim determină modul în care acționăm. Apoi, credința noastră ne controlează comportamentul. Trebuie să știm asta. Dacă avem o credință în Dumnezeu, că Dumnezeu vede totul, este prezent, știe ce se întâmplă, El va rezolva lucrurile, comportamentul nostru va fi diferit. Nu trebuie să rezolvăm noi problemele din lumea asta. Este un Dumnezeu care face dreptate, care la vremea cuvenită va interveni și va face dreptate. Dacă acționez la mânie, înseamnă că simt astfel și gândesc astfel, nu? Înseamnă că dau drumul modului meu de a gândi. Eu gândesc în felul ăsta și dau drumul mâniei. De aceea trebuie să acționez asupra modului de gândire, să gândesc altfel decât am gândit până acum, să-mi reprogramez mintea, dacă vreți. Dacă deschideți televizorul, aproape în toate filmele veți vedea oameni care își dau drumul la mânie, nu, acționează la mânie. Mereu cineva e mânios, pune mâna pe pușcă, pe pistol, pe cuțit, se iau la pumni, bătăi cu nemiluita. Să mulțumim lui Dumnezeu că viața nu e chiar așa cum spun ăștia în filme. Sunt îngrijorat ce se întâmplă în industria asta a filmului astăzi, pentru că arta ne influențează modul nostru de a ne comporta. Nu numai că toate agendele homosexualilor au fost băgate în toate filmele, înjurăturile sunt la orice vorbă, bătăi, violență, tot ce vreți, tot ce este mizerabil și abject în lumea asta este arătat acum pe ecrane. Cui? Copiilor noștri. Când copiii noștri spun, mergem la movie, se duc să fie educați cum să bată pe cineva, cum să se poarte neomenește. Și ar trebui să fim atenți la direcția pe care se duce această generație. Sfatul numărul 5.
Împrietenește-te cu oameni care au o îndelungă răbdare, care au îndelungă răbdare. Caută oameni care au îndelungă răbdare, împrietenește-te cu ei. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru sufletul tău. Proverbe 22, 24, 25. Știți că mânia este contagioasă? Mânia este contagioasă? De aceea, participările astea la meeting-uri, uitați ce se întâmplă la ora actuală, mânioși pe evrei, palestinieni și arabii se adună peste tot, urmează crime, bătăi, dau foc la mașini, magazine, tot ce vreți, pentru că un spirit de turmă pune stăpânirea pe grupa aceea de oameni și mânia este contagioasă. Merge unul furios la microfon și spune cine știe ce spune și atunci băieții pun mâna pe pietre, nu? Mânia este un comportament învățat. Și învățabil în același timp. Foarte repede îl înveți. Ar trebui să ne ferim de pericolul acesta să ne contaminăm de mânie. Acum eu nu spun nimica șocant, dumneavoastră bine știți că noi am avut adunări generale în care a pus mânia stăpânire pe noi și nu ne-am portat cum trebuie. Nu ne-am portat cum trebuie. Până și în biserică mânia este contagioasă. Este contagioasă. Și periculoasă în același timp. Și ultimul sfat este bazează-te pe ajutorul Domnului. Dumnezeu răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Roman 15:5. Paciența, răbdarea este așteptare fără îngrijorare. Paciență, să fii pacient. Știți că Moise, care a fost un om mânios, se pare, nu? A văzut că se bat, îl bate pe un evreu, un egiptean, l-a omorât pe ăsta, nu? A doua zi s-au văzut pe doi evrei că se bat. Zice, ce, vrei să mă omori și pe mine ca pe egiptean? Și a fugit de acolo. 40 de ani a stat la școala răbdării, nu? Până a învățat să-și stăpânească mânia. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise a fost unul dintre cei mai blânzi oameni, în sensul că a știut să-și stăpânească mânia și ar fi avut zeci și zeci de motive să fie mânios de atâtea ori. În loc de concluzie, am să vă dau câteva citate, câteva informații despre niște oameni deosebiți, care au rămas în istorie tocmai pentru faptul că au avut răbdare, au avut îndelungă răbdare. Primul despre care este Cotton Mather, s-a rugat timp de 20 de ani, către 2-3 ore pe zi pentru trezirea din America. Trezirea a venit în ultimul an al vieții sale. Să te rogi în fiecare zi, o viață întreagă, 20 de ani, și trezirea să vină în ultimul an al vieții tale, este un lucru extraordinar. Despre misionarul Houston Tyler, se spune, marele misionar al Chinei, pentru foarte mulți ani, n-a văzut prea mulți convertiți în timpul vieții sale. Astăzi însă sunt milioane de credincioși din China care sunt născuți din nou în fiecare zi datorită semințelor plantate de acest Houston Tyler. Și ultima ilustrație este despre William Wilberforce. Omul acesta a luptat toată viața ca să scoată în ilegalitate sclavia din Anglia. A luptat timp de 50 de ani în Parlamentul englez pentru abolirea sclaviei.
Când John Wesley, înainte de a muri, a scris o scrisoare a lui Wilberforce și a zis: te rog, scapă Imperiul Britanic de cancerul lui, să ai o pasiune de o viață împotriva sclaviei. După 50 de ani, în timp ce Wilberforce era pe patul morții, Parlamentul Britanic a votat sclavia în afara legii în Anglia. 50 de ani să te lupți pentru o cauză nobilă, să nu cedezi. Asta înseamnă îndelungă răbdare, îndelungă răbdare. Și Dumnezeu a onorat răbdarea acestui om. E o poveste foarte simpatică. Păstorul bisericii a întâlnit o femeie din biserică care era florăreasă. Ce mai faci? Foarte bine. Să nu-mi spui că tot timpul a fost așa. Nici de cum. O femeie la vârsta mea, a zis ea, a întâlnit multe în viață, dar am învățat să biruiesc necazul. E bine, cum ai procedat? A întrebat-o pastorului. Dumneata, pastore, ar trebui să știi mai bine ca mine. M-am gândit la Domnul nostru Iisus Hristos în Vinerea Mare. Știi, pastore, că a avut o zi groaznică. Trei zile mai târziu a venit învierea. Am avut multe necazuri în viață, vremuri grele și zile întunecoase. De fiecare dată când m-a lovit ceva, am avut o vinere mare. Dar am așteptat trei zile și am început să văd lumina și am început să nădăjduiesc din nou. Am început să am credință în înviere. O bună predică extraordinară despre răbdare, nu-i așa? Este un cântec american extraordinar care spune: It's Friday, but Sunday is coming. Dai de necazuri, ai probleme, îți moare cineva drag, pierzi ceva. E Friday, e vinerea mare, e cruce grea. Dar vine duminica, vine învierea. Nu norul este acela care rămâne veșnic, nu? Ci soarele e acela care rămâne și străluce în tot timpul. De aceea, haideți să cultivăm răbdarea și nu orice răbdare, îndelungă răbdare. Să ne ridicăm și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și pentru cuvântul care El ne l-a dat.